Cum găsiți, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi, o zi plină, ca de obicei, cu foarte multe, cu foarte multe evenimente în desfășurare. O să, o să începem cu poate cel mai important eveniment al zilei, unul pe care personal să spun că îl consider puțin neserios, dar iată că el merge, a pornit de la o glumă și merge în continuare, și anume... În alta curte de casație și justiție se va pronunța pe 6 mai în dosarul referendum în care procurorii DNA au cerut închisoare cu executare pentru vicepremierul Liviu Dragnea. Vreau să vă spun că acest proces care se duce, iată, practic a început din toamna lui 2012, dacă din câte știu. Deci, Liviu Dragnea a fost trimis în judecat alături de peste 70 de persoane. Procurorul de ședință al DNA a cerut miercuri, deci astăzi, la înalta curte, pedeapsă cu executare pentru acuzațiile care se aduc Liviu Dragnea în dosarul referendumului. Procurorul nu a formulat un cuantum al pedepsei și a spus că este atributul instanței supreme să o stabilească. De ce credeți că l-am formulat? Foarte simplu. Nu prea știe nici el săracul unde să placeze, că în momentul când nu spui exact pedeapsa, că și totuși nu e... E adevărat că pentru unii dintre judecătorii noștri codul penal e așa, ceva relativ și toate celelalte, dar în momentul când stabilește exact încadrarea juridică, este și pedeapsa, de la minim la maxim. Faptul că acest lucru nu se stabilește, arată că nu prea sunt nici ei de seriozitatea acestui demers. Uh, procurorii spun că Liviu Dragnea și-a folosit în mod ilegal influența de lider al PSD pentru a-i determina pe ceilalți inculpați din dosar să încalce legea electorală, să falsifice buletine de vot și să introducă mai multe buletine de vot în urne și, de asemenea, să falsifice listele pe care semnau cei care au venit să voteze la referendumul din vara anului 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de președinte. Acum vreau să vă mai spun un lucru. Știți, faza cu audierile acelea pe capota mașinii, cu declarații că au fost la vot, când au care au umplut de oroare România. Apropo, fiind și de-ai noștri băgați în acest, în acest dosar, cei din zona Bălteni. Însă vreau să vă spun că, apropo de acest, de acest dosar, de cel consider absolut neserios, pentru că indiferent cât ai fi dacă ești normal la cap, nu poți să îmi spui tu mie că ăla, de la nu știu ce secție de votare de la Bulten sau prin altă parte a făcut o fraudă electorală mai mică sau mai mare pentru că n-a fost vorba cu siguranță. Știți că se vorbea de un milion jumate de voturi, spunea Băsescu, spunea apostolul anticorupției Monica Macovei și alții până la urmă nu s-au prea aprobat de câteva, eventual zeci de mii de voturi, dar din câte am înțeles în acest dosar nici, nici la acele cifre s-a renunțat. Ori, deci e greu de presupus că Dragnea s-a apucat el să-l îndemne pe la să facă, sau la dacă a făcut-o, a făcut-o din proprie inițiativă, poate fi și asta. Iar al doilea lucru, folosirea acelui sistem de SMS-uri prin care avea raportări, cifre, nu știu ce, l-a folosit foarte bine și ceilalți. Ori facem o anchetă și aflăm cum în 2009 uh, anturajul președintelui a știut de pe la ora 12 noaptea că s-a câștigat pentru că avea raportările din secțiile de votare. Atenție, nu cele oficiale, pentru că rezultatele oficiale au venit a doua zi. Și știți că președinte de o noapte a fost Mihaela Dragostea mea. Bun. Deci ori facem așa, ori acest demers mi se pare neserios cum mai este unul, apropo de această finanțare a partidelor politice, s-au descoperit banii, iată, Microsoft și toate celelalte, deci avem banii de unde au venit, știm unde s-au dus, dar ca un făcut, vinovatul nu-i decât Elena Udrea. Hai da, da, deci... Dacă avem seriozitate, eu zic că putem merge mai departe și cu siguranță procurorii nu se vor opri aici. Chiar dacă pe moment, S-au oprit. Cum știți, că au fost opriți vreo câțiva ani la Elena Udrea. Deci nu s-au apropiat de ea decât în momentul când a, dispă a dispărut sprijinul. Sunt lucruri pe care se știu le susțin toată lumea. Nu văd, nu văd că am spune noi noutăți acum în această, în această problemă. Bun. Spuneam că ăsta este subiectul mare cum la fel mai văd un subiect important care va stârni probabil și alte um, al, alte voci sau în orice caz alte proteste. Știți că a fost scandalul cu pensiile pentru parlamentari. A apărut să chestia cu scandalul cu pensiile pentru ziarici, dar ăla s-a estompat repede. Văd dați seama, media nu avea cum să meargă, să facă scandal pe un asemenea uh, subiect. Și acum aflăm că guvernul mărește iar pensiile din sistemul militar, principiul contributivității fiind aruncat la coș, titrează Hot news -ul. În 2010-2009, în timp ce, pe, în ce unele pensii scădeau, cele speciale creșteau cu 30%. Nu e chiar așa, pardon, dar cred că, apropo de acest subiect al pensiilor, ar trebui să fie discutat mai serios și dacă tot vorbim și se încearcă de atâta timp să se facă o lege a salarizării bugetarilor care teoretic ar putea să fie ierarhizată să se aplice de la 1 ianuarie 2016, poate facem și un sistem de pensii tot la fel, adică mi se pare corect ca cei din structurile militare de oricare natură să aibă pensii mult mai mari, în primul rând că au salarii mult mai mari și în al doilea rând există acel procent de pris și toate celelalte pe care bănuiesc că ia sau ceva de acest gen și automat au dreptul la pensii, cum spuneam, mai mari. Dar să facem o ierarhie pentru că încă o dată vă spun și auzisem și eu și cred că ați auzit și dumneavoastră la televizor, deci eu nu văd ca un pilot să ia 300 milioane pe lună pensie de deci, 30.000 de lei. Apropo, un președinte uh, are uh, parcă la Traian Băsescu am văzut vreo 40 de milioane sau ceva de acest gen. Bine, mai are și acea indemnizație pentru fostul președinte. Uh, dacă ne luăm uh, parlamentarii maximul după trei după trei mandate, ajung la o pensie specială de vreo 4.000 de lei. Deci, iată, și pensiile militare bănuiesc că sunt mult mai mici decât cele din justiție. Și nu mai vorbesc cele din aviație, cum vă spuneam. Deci era chiar strigător la, la cer faptul de a avea, cum spuneam, și 30.000 de lei pensie. Apropo de știri, suntem să zicem așa la un alt subiect absolut spunem noi important. Guvernul continuă tactica, spune presa, adoptării unor ordonanțe de urgență, de mai multor ordonanțe într una singură. Bine, știi din ideea de a nu mai avea atâtea ordonanțe, dar să știți că sunt lucruri care trebuie reglementate și dacă pleci spre Parlament, Parlamentul care până se reunește, până mai ridică o imunitate parlamentară, cam asta face din noiembrie încoace, deci numai în asta își pierde timpul, lucrurile, deci timpul trece și ca să hotărăști ceva, să nu se blocheze anumite lucruri, trebuie să dai ordonanță de urgență, chiar dacă, să spunem, ne-am angajat să dăm ordonanțe mai, mai puține. Uh, Acum, încă ceva, vreau să vă spun că astăzi a devenit literă de lege, în ședința de miercuri de astăzi a Guvernului a fost aprobată impozitarea cu 16% a baxișurilor. Deci, până la urmă, s-a mers pe e, aberația asta, până la urmă, legislativă, dar, cum spuneam, suntem în România și aici se poate absolut, absolut orice. Um, flăm, apropo de legea pensiilor speciale, că toți liberalii, cu excepția lui Radu Slati, și-au retras semnăturile de pe proiectul pensiilor uh, pentru parlamentari. O fi bine, o fi rău. Vom, vo vom vedea la momentul când, dacă se supune aceasta la vot, pentru că s-ar putea să, uh, uh, să fie o să fie o, o, problemă cu asta. Doar Radu Slati din echipa Clin Antonescu n-a făcut acest lucru. A, vreau să vă spun că uh, Cătălin Predoiu, primul ministru din umbră sau uh, cel care se pregătește pe margină să fie, să fie premier, bine, am înțeles că n-ar mai fi în grațiile nimănui, dar uh, numai, numai lui nu i s-a spus, deci toată lumea știe în afară de el. Știți cum era pe vremea, acum vreo 2 ani, când toată lumea îi spunea Lucrina Antonescu că nu va fi candidatul USL-ului la prezidențiale, numai el știa că este. Cam așa se întâmplă acum cu Predoiu. El știe că va fi prim-ministru mai devreme sau mai târziu, poate chiar din această primăvară, dar lucrurile nu prea stau așa. Prim vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a declarat miercuri într-o conferință de presă că uh, Victor Ponta face bilanțuri ca Ceaușescu, adăugând că ne-am gândit să-i facem un cadou pentru acest bilanț. Un tricou pe care scrie pe față e un mint și pe spate e unul sunt Ponta, pe care să-l poarte când se duce la înalta curte și în străinătate. Uh, stați puțin. Cine să-l poartă? Cine să-l poarte? că dacă, când se duce în alta curte sau ceva, deci bănuiesc că, că e vorba să-l poarte ponta. Deci, ponta să poarte tricou, așa se exprimă colegii de la Hot News. Să spună la pe eu nu sunt ponta și să fie ponta. Sau varianta cealaltă, predoiu spune, așa reiese din știre, sau predoiu să poarte tricou, eu nu mint, eu nu sunt ponta. Bun, Păi, și la predoi e o problemă. Că dacă ne uităm din spate și îl vedem că eu nu sunt Ponta, e clar, nu avem niciun dubiu. E și diferența de înălțime, de gabarit, nu știu ce, și de uh, și faptul că e părul mai alb. Dar dacă îl vedem din față și în care spune că, eu nu, că el nu minte, poate că are omul dreptate. Dar el uh, poate că are dreptate că nu minte, poate are dreptate că nu e Ponta, de fapt, sigur are dreptate dar cu siguranță nu ne interesează, pentru că el nu e prim-ministru. Așa că Cătălin Predoiu poate să facă în, acasă la el, prin propriul partid, sau unde se duce el, poate să scrie câte, și să poarte ce tricouri vrea, că nu interesează pe nimeni. Eventual pe simpatizanții de partid, ați văzut că aceștia se gândesc deja la un alt prim-ministru, v-am mai prezentat, nu prea are legătură cu, cu... Fostul ministru al justiției. Asta dacă nu lor întreba ceva, și cam ați văzut. El a cam contrasemnat diverse lucruri, a numit oamenii pe la NRP, pe la toate celelalte, așa că oamenii lui au semnat diverse retrocedări, așa că s-ar putea ca la un moment dat să ajungă și în atenția organelor competente, cum au ajuns și alții, pardon. Alți oameni de bază ai regimul lor trecute. Suntem apropo de, de știrile zilei, sunt lucruri foarte importante care se discută în spațiu, spațiu public. Aflăm și din alte, de pe alte site-uri despre faptul că pe 6 mai s-ar putea să avem în, uh, un uh, verdict în dosarul acela cu referendumul. Dar vreau să vă spun că uh, o să avem un nou uh, purtător de cuvânt uh, și anume, cumva de anticipat, aș putea spune. Țineți minte, cu luni în urmă, după campania electorală, Mădălina Pușcalău, ziarista, renunța la B1 TV, spunând că se duce spre o altă provocare și alte lucruri. E, acum se pare că ea se pregătește uh, de a fi chiar purtător de cuvânt, pentru că scriitoarea Tatiana Bran și-a anunțat plecarea, v-am anunțat și eu ieri, și-a anunțat plecarea de la Cotroceni după vreo patru luni de mandat, Uh, și cum să vă zic, eu cred că ar fi un, un câștig uh, pentru atât pentru instituția prezidențială, e o, o, ziaristă destul de echilibrată, dă și bine pe sticlă, a plecat din lumea, din lumea presei, așa că eu zic că eu nu, deci cred că ar face o mutare bună dacă s-ar întâmpla dacă s-ar întâmpla acest, acest lucru subiectul zilei mi-am propus însă să discut despre nu știu dacă l-am putea numi subiectul zilei sunt unele televiziuni la care nu prea se mai uită nimeni și mă refer la televiziuni centrale care cândva erau obișnuite cu ratinguri mari adică sute de mii poate chiar milioane de români se uitau la, la ele. Unul din aceste posturi, care este într-o cădere liberă și masivă, de ceva ani, deja e de ani, bine, și datorită faptului că patronatul s-a tot schimbat, dintr-un televiziune au devenit două, cu patroni adversari, în o încrengătură, tot la fel, realitatea, spuneam, s-a... Uh, prăbușit în opiniile, în simpatia telespectatorilor, pentru că nu mai fac rating, practic e a patra televiziune din cinci de știri. E, în, în dorința de a mai revigora televiziunea respectivă, de a face rating, de a te vedea și tu la televizor mai des, pentru că nu te mai bagă nimeni în seamă, și acum mă refer la unul dintre patroni, Cosmin Gușe, că celălalt este la Mititica, Cosmin Gușe a susținut miercuri dimineața, deci astăzi a anunțat că în cursul acestei dimineți a fost ținta unei tentative de asasinat. L-a declarat că urmează să facă plângere penală pentru ca vinovații să fie trași la răspundere. De fapt, ce spune Gușe că s-a întâmplat? Eu o iau cu titlul de... cum să vă zic... De cancan, -can, nu cred că e un subiect serios, adică credeți-mă, nu știu pe cine ar supăra cu adevărat Cosmin Gușe sau Rareș Bogdan sau ceilalți de la realitatea la acest moment. Da, Cosmin Gușe, să nu uităm că a fost poate numărul 2 la un moment dat sau numărul 3 în PSD, chiar în vremea când erau la guvernare, că a fost mâna dreapta lui Traian Băsescu în primii ani de conducere sau în prima perioadă, da, atunci cu siguranță poate era interesant pentru unii. Dar acum că își el cu părerea de la Oradea sau pe unde se holăduiește el și mai bine câteodată în studioul realității, nu cred. Personal nu cred. Dar haideți să vedem ce spune, că poate să rămâne măcar cu informația și judecați dumneavoastră dacă ar fi posibil o asemenea chestie. Gușe, care locuiește la Oradea, a stabilit cu câteva zile să meargă la Cluj pentru a-și duce mașina în servis, autoturismul având unele probleme. De obicei cu mașina, un jeep, mergea soția șefului de la realitatea, însă Gușe a făcut public în anturajul său faptul că el va conduce până la Cluj. Din ce vedem, nu prea e obișnuit să conducă, el și soția, deci nici, ac nici acolo nu conduce, deci e foarte grav pentru nea Cosmin, dar asta e treaba domnii sale. Miercuri dimineața, bărbatul a simțit că este ceva în neregul, așa că a început să verifice autoturismul și a avut o mare surpriză. Prezoanele de la roata dreaptă din față și stânga spate erau desprinse, iar dacă ar fi apucat să plece cu mașina, cu siguranță făcea un accident grav. Cosmin Guș a sunat imediat la poliție și a anunțat ce s-a întâmplat. El a confirmat incidentul. Uh, voi depune plângere penală, vreau ca cei care au atentat la viața mea să fie prinși, spune uh, Gușe în exclusivitate pentru un, uh, pentru un cotidian de cancan. can Cosmin Gușe a explicat și de ce susține că a fost țința unei tentative de asasinat. Spune el, cităm, pe 1 februarie am fost la o stațiune de schi de lângă Baia Mare și mă întoceam la Oradea. Eram cu un, în fine, o altă marcă de mașină, o mașină extrem de performantă. Soția conducea, fiul meu era în dreapta, iar eu pe bancheta din spate. Soția a intrat într-o curbă cu 100 km la oră, a încercat să reducă viteza, însă frânele nu mergeau. Am ieșit de pe carosabil, aproximativ 13 metri, însă am avut noroc și mașina s-a oprit într-un mal de pământ, a mai spus Guș. Potrivit acestuia, polițiștii care au venit la fața locului au spus că frânele unei asemenea mașini nu au cum să nu reacționeze la curbă, în curbă la o viteză de 100 km. Și au spus că ei bănuiesc faptul că nu e totul chiar curat la mijloc. Deci, cum spuneam, mi se pare o băgare în seama lui Cosmin Gușe și nu mi se pare nimic real. A, apropo de prezoane, că erau desprinse. Poate a vrut cineva să-i fură roatele de la mașină, la asta s-a gândit? Iar chestia cu frâna că n-a ținut, deci din 1 februarie, specialiștii se puteau pronunța, suntem la sfârșitul sau în ultima parte a lunii aprilie, deci dacă era ceva necurat cu mașina în, ianuarie, în februarie, cu siguranță se afla. Nu te iei de chestii că poate nu-i totul curat la mijloc. Deci n-au mers frânele sau tanti gușe n-a reușit să frâneze la timp Că totuși e vorba de un Lexus, mașină mare. A intrat într-o curbă la 100 la oră, putea să o ia prin bălării. Deci eu cred că e puțin inventat uh, subiectul și nu cred că, deci vă spuneam, nu cred că ar trebui să-l luăm în seamă. Sau poate ne uităm la acest caz, o să-l vedem pe Cosmin și apărând pe aceste canale, pe la emisiunile tabloide și spunând, mamă, ce complot împotriva lui. Păi, oricum, Mariana Zăvoranu a murit, Oana Zăvoranu e tot mai aproape de, de anumite spitale, și atunci trebuie să vină altul să țină prima pagină. Și Gușe cred că s-a gândit el bine, e sociolog de meserie, nu? S-a gândit că poate veni cu un caz de genul ăsta și rămâne în atenția publică. Păi urăm succes, dar nu, asta nu ne obligă să luăm și în seamă. Vreau să discutăm și de o temă de istorie până la urmă. O temă care se încearcă cumva uh, o reabilitare a istoriei naționale. Unii o privesc într-un fel, unii într-altul. O să încercăm să discutăm și noi astăzi seară despre ea. Și anume, deci mai întâi știrea, Camera Deputaților a decis astăzi ca 10 mai să fie zi de sărbătoare națională, fiind ziua care marchează trei momente istorice. Începutul domniei lui Carol I, independența de stat și încoronarea primului rege al țării. Deputații au adoptat cu 294 de voturi pentru, unul împotrivă și șase abțineri, un proiect de lege în acest sens inițiat de senatorul PNL Puiu Iar Apropo, Puiu Hașot, știți că este profesor de istorie. Proiectul prevede că Parlamentul, președintele României, guvernul, celelalte autorități centrale organizează manifestări cu sărbătorii sărbătoriei acestei zile în limita alocațiilor bugetare prevăzute. Liderul deputaților minorităților naționale, Varujan Pabuccian a spus că sunt momente în istoria unei țări care sunt dincolo de pati în politice, iar acesta este unul dintre ele. Deputatul PNL, Giger Stirbu a spus că este poate un arc peste toate dezbatele politice între partidele parlamentare. România este singurul stat din Unie care și-a căpătat statutul de stat independent și nu și-l serbează. Vot, vot istoric al acestei instituții. Votul dumneavoastră arată că sunteți adevărați români, patrioți fie ai acestei nații. Proiectul a fost respins de Senat, însă a fost adoptat de Camera Deputaților, care este for decizional. Deci, sărbătorim, da? Bun. Da, e o reparație, pentru, mai ales pentru instituția regalității și cred, cred că este corect. Uh, atitudinea deputaților liberali, că înțeleg că inițiativa vine de la ei, dar majoritatea parlamentară a votat în această direcție. Acum să, spune, să punem și lucrurile din punct de vedere istoric la punct, pentru că, știți cum e, evenimentele istorice n-au ținut con neapărat de proiectul regal. Și anume, vorbim mai întâi despre faptul că uh, sunt trei evenimente, începutul domniei lui Carol I, uh, independența de stat și încoronarea primului rege al țării. Bun, încoronarea primului rege al țării nu s-a prea făcut pe 10, de fapt s-a făcut pe 10 mai, dar actul era de prim martie 1881, da? Ca să o luăm de la sfârșit la început. Independența de stat Aici este cea mai mare problemă, deci începutul domniei lui Carol este clar, 10 mai 1866, după acel plebiscit care a fost cum a fost, țăranii, populația s-a pronunțat deși nu cunoșteau cine e Carol I, dar asta e altă treabă și a fost din punct de vedere istoric e ok, dar independența de stat ridică o problemă și vă spun de ce ridică o problemă și vine tot de la parlament, de asta m-aș fi aștepta ca parlamentarii, măcar cei de istorie, să fi spus mai multe lucruri, chiar dacă luau o asemenea hotărâre. Hotărârea, în esență, e corectă. Dar, noi, încă de la sfârșitul lunii aprilie, sau din a doua parte a lunii aprilie 1877, eram în stare de război cu Turcia. La începutul lunii mai era clar, mai ales după că în aprilie vom semna și Convenția Militară Română-Rusă, deci puteam oricând să declarăm, să spunem așa, să facem declarația de independență. Clasa politică românească de atunci, în colaborare cu instituția regală, a hotărât să meargă spre 10 mai, tocmai ca să, să lege un eveniment foarte important, epocal, am putea spune, de urcarea pe tron a lui Carol I. Din nefericire pentru. Uh, Carol I, cel care l-a sabotat, nu neapărat că a dorit acest lucru, a fost Mihail Cogălnician. Ministrul nostru de externe, știți, pe 9 mai după amiază s-a aflat în Parlament și acolo la provocarea unui deputat, domne, ce se întâmplă în relația noastră cu Turcia, că ea bombardează, noi răspundem, nu știu ce, el a spus deja celebrele cuvinte care au fost de atunci și până acum sărbătorite ca declarație de independență a României, suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare. Bun, e adevărat, actul a plecat de la Parlament și a fost contrasemnat de rege a doua zi, pe 10 mai. Și Autoritățile care au fost, mai cele comuniste, în ultimii 50 de ani, au mers pe varianta de 9 mai. Nici nu puteau să spună că vezi 10 mai și să lege de ziua regelui, care era zi național. Dar asta cu ziua independenței, pe 10 mai, vă spuneam, vor fi totdeauna partizani, chiar dacă o legiferăm noi de, de 10 ori și spunem 10 mai, putem să zicem și 9 și 10 mai. Acum mai e o problemă. Avem 9 mai. De fapt, în mai erau foarte multe sărbători. În timpul regimului comunist aveam o mai crearea PCR în 1821, 9 mai ziua independenței, 9 mai ziua victoriei împotriva fascismului. Acum avem alte sărbători legate de. Bine, o mai nu mai sărbătorim, deși cum să vă spun, timpul înainte s-ar putea ca să redescoperim cum am descoperit instituția regalității peste alte 50-60 de ani, s zic că a fost un eveniment pozitiv PCR-ul în istoria României sau istoria PCR-ului. Mă îndoiesc dar e orice posibil în această teorie cu instituția regalității putem să vorbim și de partea cealaltă. Bun avem 9 mai în care sărbătorim ziua victoriei împotriva Fascismului, ziua Europei și până acum sărbătorim, sărbătoream și ziua independenței. Aveam 10 mai sau avem acum 10 mai care o putem sărbători ca să zicem urcarea pe trona lui Carol I, încoronarea primului rege al țării și dacă trecem din pe 9 mai pe 10 mai. Deci, nu știu, Chiar dacă politicienii au făcut un act de reparație, cred că ar fi trebuit ca istoricii de meserie să cadă de, de acord asupra acestei, acestui lucru, pentru că vreau să vă spun că vor mai exista dezbateri pe acest punct și dintr-un alt motiv. Noi avem în România foarte mulți istorici care și-au făcut o imagine sau și-au făcut un nume prin afigică contra. Adică dacă avem un eveniment clar, bine făcut, bine argumentată sau o carte despre ceva, despre un anumit eveniment din istoria noastră, ei să vină să contrazică cu argumente de multe ori întemeiate. Afigică contra în domeniul istoric este chiar pozitiv și așa poți să relevi un eveniment din toate fațetele. Cu siguranță acest, această forțare pe ziua de 10 mai cu nu știu câte evenimente, s-ar putea să nu fie pe placul unora și să vedem și reacția celorlalți. Cu siguranță însă luna mai este pozitivă în istoria națională cu multe, multe alte evenimente. Trecând peste partea de istorie din, din 10 mai o să vă mai povestesc un eveniment. Să știți că în familia regală a României s-a mai încercat ceva de acest gen. Nici acel lucru n-a reușit cu exactitate, deși se sărbătorește. Știți că în al doilea război mondial, practic ultima palmă de pământ românesc a fost eliberată de sufaciști la 25 octombrie 1944 de fapt de atunci sărbătorit, sărbătorință și ziua armatei române, ca să se sărbătorește și acum. Cei care au citit cu atenție mărturiile vremii, știu că noi am fi putut elibera careiu cu vreo două, trei zile mai devreme, dar s-a forțat acest lucru în ideea că era ziua lui Mihai I, fostul suveran al României. A avut o altă tradiție această sărbătoare, dar iată că a preocupări de acest gen de a lega, de a lega mari evenimente ale istoriei naționale de numele uh, monarhilor României au mai fost uh, uh, așa s-a făcut uh, s-a făcut și cu alte uh, ocazii. Uh, Acum vreau să vă zic că, că sunt multe, multe știri foarte interesante în, în, această, în această seară, la ceas de seară, poate și datorită faptului că, să spunem așa, e o zi mai agitată decât altele. Suntem. Suntem la finalul unei zile, cum spuneam, extrem de agitată. Printre știrile mai importante, vreau să vă spun că în această după-amiază după a fost publicată în monitorul oficial celebra hotărârea Senatului despre care s-a tot discutat în ultimile zile. Hotărârea Senatului privind cazul Șova a fost publicată miercuri în monitorul oficial. Senatul a trimis miercuri spre publicare monitorului oficial hotărârea care constată că prin votul din data de 25 martie nu au fost îndeplinite condițiile pentru încumvițarea reținerii și arestării preventive ale lui Dan Șova. Alu Dan Șova, pardon. Proiectul de hotărâre a fost redactat la solicitarea biroului permanent de către senatorii juriști, documentul fiind aprobat miercuri de conducerea senatului, și semnat de președintele acestui for, Călin Popescu Tăricean. Vreau să vă spun că după această hotărâre să te ții ce scandal o să avem în următoarele zile. Pe o parte de neau, pe o parte curtea constituțională, o să dureze încă ceva timp această problemă juridică și nu prea. Și încă o dată vă spun, de ce spun că nu e juridică neapărat, Constituția noastră, depășită total de situație, permite orice. Deci în momentul când Uh, o să auziți pe cei de la Curtea Constituțională că vă spun ordonanța cu tare neconstituțională sau articolul nu știu care din nu știu ce lege este neconstituțional, trebuie să vă gândiți nu neapărat că este interzis nu știu ce articol din Constituție, nu? De foarte multe ori este o părere a celor de la Curtea Constituțională ce crede ei că ar vrea să zică Constituția României. Deci, Curtea Constituțională, de fapt, interpretează Constituția de la noi, dar. S-ar putea să aibă mic, o mică legătură cu ce au dorit să facă fondatorii sau ce au gândit la momentul Iorgovan 91, ce a vrut să, gând, a vrut să zică el prin articolul respectiv. Deci, explicăm un articol din 91 cu mijloacele din 2014-2015, ceea ce e cu totul altceva. Și în momentul când, în Curtea Constituțională, ai reprezentanți politici, fiecare vor interpreta într-o anumită direcție. Deci, eu cinstit nu m-aș orienta după Curtea Constituțională, deși așa e legea, trebuie să ascultăm de ce spun, de ce spun, spun, ei, judecătorii de la Curtea Constituțională, care, atenție, știți deja scandalul, nu prea sunt, nu prea sunt judecători. Deci ei sunt făcuți la apelul la apelul bocancilor, până la urmă se poate spune și așa. Sunt cu studii în domeniu, dar nu au practicat, nu el a practicat chestia aceasta. Apropo de, de știrile zilei și o să venim și în și în foarte scurt timp, deci cu vom vom umple și de vom vorbi și despre ce se întâmplă în în județul în județul Gorj sau ce s-a mai întâmplat în ultimele în ultimele ore. De fapt, ca de obicei, cele mai multe cele mai multe știri se referă la complexul energetic Oltenia, facem ce facem că tot tot de ei vorbim. Cea mai importantă, de fapt, unitate economică a gorșului, e normal să fie așa. Uh, încă ceva și uh, vreau să vă spun că am avut uh, încă am avut mai multe apeluri. Deci uh, vreau să vă spun încă o dată și repet uh, repet asta și, în, și astă seară, ca și în, în, alte, în alte seri. Deci, telefonul de-l vedeți acolo este pentru SMS. Dacă faceți apeluri, faceți degeaba, nu pot să vă, nu pot să vă răspund la aceste, la aceste lucruri. Așa, iată o întrebare interesantă. Mărturisesc că cred că este cred că este zi liberă, deci de ce mă întreabă cineva, un telespectator? Domnul Cornel, să înțeleg că ziua de 10 mai este, va fi liberă de acum încolo? Dacă este zi națională, deci zi de sărbătoare națională, cu siguranță va fi liberă. N-am citit, să știți, decât asta, abia sau n-am văzut dacă este sărb, uh, nu era prinsă în calendarul sărbătorilor legale, dar bănuiesc și cu titlu de certitudine vă spun că 10 mai va fi zi liberă. Acum nu știu în calendar când cade, dar dacă este în cursul săptămânii, cu siguranță, cu siguranță va, fi, va fi liberă. Și iată, unul din site-uri mi-a făcut o, o fentă, în sensul că a început să vorbească ceva de pe, de pe una din din uh, trimitele din, uh, din site-ul respectiv. Bun, uh, mai am o întrebare, de fapt uh, un uh, mesaj și numai o secundă, că între timp au mai intrat uh, au mai intrat și altele. Da, spune cineva, aveți dreptate, așa că și eu, cu drag, Leo și Drago, spune cineva și tot cineva, dar nu ne spune și la ce se referă, tot cineva spune, spune, a, e un mesaj, o să spun mai multe chiar, îmi amintește cineva, Spune că e dintre cunoscuți, deși nu am numărul acesta salvat, spune că să amintesc de concursul Gheorghe Magheru de sâmbătă, o să o și fac, de fapt, în săptămânalul vertical din această săptămână, găsiți amănunte despre concursul vertical. O să revin în câteva minute și asupra acestei știri. Chiar mulțumesc mult pentru această sugestie. Bun. Spuneam că vom reveni, deci ne vom apropia și, și spre gorj pentru că. Sunt, sunt, știri importante. Mai întâi o să citesc tot pe colegii de la Panduru, cum am mai făcut-o și altă dată. Poziștii din Gorj au efectuat patru percheziții pentru documentarea activității infracționale a trei persoane bănuite care ar fi prejudiciat cu 500.000 de lei bugetul de stat prin evaziune fiscală la 22 aprilie, polițiștii inspectoratului de poliție județean Gorj, sub coordonarea unui procuror, a efectuat patru percheziții la locuințele și societățile comerciale a trei persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul prestărilor de servicii. Din cercetări a reieșit că în perioada 2010-2013 în cază ar fi înregistrat cheltuieli nereale în evidențele contabile a unei societăți comerciale, în baza unei mai multor facturi fiscale fictive emise în numele altor trei societăți comerciale, ce atestau executarea unor lucrări civice pe așa județelor Golș, Dolș, Mehedinț și Vâlcea. Prejudiciu 500.000 de de lei. Persoanele bănuite au fost conduse la audieri la Inspectoratul de Poliție Gorș. Bun, este comunicatul Poliției, județene. Am și eu însă o observație. Comunicatele, deci dacă citiți comunicatele IGPR-ului la nivel național, aflați câte ceva. Adică, aflați măcar un s-au desfășurat perchezițiile, vi se, dă, vi se dau locale, de multe ori se mai dau și denumiri de firmă sau, în orice caz, instituții, să-ți dai seama. Comunicatul de la Gorj îți spune că sunt niște percheziții uh, în județele Gorj, Dorme, Hedin și Vâlcea. Putea să fie câte o locuință din fiecare județ. Prejudiciul este de 500.000 de lei și activitatea până în 2013. De ce nu dăm mai concret? Adică, bă, firma Acutare, bănuiesc că e dintr-o zonă de aceasta, unde se pot executa lucrări service sau au punct de lucru în zona respectivă, ar trebui să fie mai concrete părerea, părerea mea. mai ales că totuși e vorba de munca unor oameni ca să documenteze asemenea lucruri. O altă știre așteptată cumva, în sensul că la momentul acesta știți ce vă spuneam și aseară, se fac listele zilele acestea se definitivează listele ca la 1 mai care, celor care pleacă, cei 2133 de oameni care vor primi preavizele de la 1 mai. Sunt mai mulți foști directori din complexul energetic Oltenia care se află pe lista de disponibilizați, tot Panduru spune acesta, unor surse a acestei publicații. Pe lista ar fi, deci printre foști directori, Veronica Nica, fosta șefă de la financiar la Complexul Energetic Oltenia, Vasile Ogârlaci, fost director la Divizia Minieră, Ion Vulpe, fost director și consilier al directorului general la Ciurel, fostul director din Minerii Corneliu Boldor, Mircea Mezinca, Răducu Teodorescu sau actualul șef de la Turceni, Corneliu Dițescu. Pe lista apar însă și persoane care nu îndeplinesc condițiile de pensionare, dar care au avut ceva de împărțit cu conducerea. Acum vreau să vă spun apropo, apropo, de, această, apropo de această situație. Să știți că sindicatele au dreptate. Cel puțin am văzut poziții ale liderilor de sindicat care spun, domne, dar avem în CO oameni care au luat ordonanță o dată de două de trei când au plecat și s-au întors. Mi s-ar părea corect că ei să plece din nou și să nu se mai întoarcă. Deci nu, uh, haide, ai plecat odată, ai plecat de două ori cu banii aferenți și atunci se dădeau 12, 16 salarii, sume mari în zonă, au revenit și acum, și acum nu pleacă, de unii chiar rămân. Deci nu mi se pare în regulă. Deci cu ăștia aș pleca și mai ales că am înțeles că sunt niște cifre impresionante de ordinul sutelor sau poate aproape de mie care au mai fost în companie și au plecat cu ordonanța. Păi, ăștia ar trebui să fie pe lista aceea de plecați definitiv din, din companie. Dar, din păcate, nu se prea întâmplă așa totdeauna, pentru că, știți cum e, fiecare are o rudă cunoștință, care-i rudă cunoștință, cu cine trebuie și tot așa. Dar, nu e, nu e deloc în regulă un asemenea comportament. Uh, și apropo de uh, sunt uh, pe, pe, unele site-uri se remarcă un, un lucru uh, trebuie spus uh, că se, sunt multe lucruri curioase apropo de spoturile publicitare. Cei de la pagina de media au descoperit o chestie foarte interesantă, videoclipul probabil l-ați văzut, văzut și dumneavoastră în aceste zile, că el deja a intrat pe a, a intrat pe media a, dacă mă lasă site-ul de la pagina de media, o să... O să vi-l prezint, o să vi prezint și dumneavoastră. În esență, e vorba de un mesaj pe care, pe care îl dă da, l-am găsit, acum dacă se și deschide e ok. E un material care, deci, curiozitățile din, din spoturile publicitate, de publicitare, pardon, curioase, apropo, pe ce mai dă bani în statul. Uh, un slogan cu umor, de umor involuntar pentru campania prin care Anaf încearcă să invețe învețe pe români că este bine să-și plătească dările către stat. Dacă nu ar fi afișat și textul pe ecran, sloganul ANAF ar putea fi interpretat în două feluri. Și anume, România funcționează cu taxe letale este sloganul oficial al campaniei, făcute de agenții, o agenție. Deși, fără text, ar putea la fel de bine înțelege cu sens că România funcționează cu taxe letale. Deci, atenție! Sunt aceleași cuvinte, aceleași grupuri de cuvinte. Deci România funcționează cu taxele tale și România funcționează cu taxe letale, adică taxe care omoară omul. Deci atenție! Campania ANAF este partea unui proiect european pe care organizația l-a accesat în urmă cu mai bine de 2 ani. Programul a avut în urmă cu un an și jumătate partea de rebranding, detalii, așa. Iar pe 22 aprilie, a a lansat și campania de educare și conștientizare fiscală a contribuabilor, care promovează sloganul România. Proiectul este confinanțat din Fondul Social European prin programul operațional și are o valoare de 1,6 milioane de euro. -ă, deci vă dați seama pe ce putem, pute, putem să dăm noi banii, chiar și banii europeni. Deci, încă o dată. Uh, deci unde a apărut ăsta? Atenție! Deci a apărut în uh, România liberă, în diverse uh, ziare din țară, printre care și Gazeta de Sud pe regiunea Oltenia, prin Europa FM, pe România Actualități, Radio Zu, se face pe 10 site-uri de business, plus diverse pancarte. Noroc că vă spuneam că scrie, pentru că în varianta la nu o să înțelegi România funcționează cu taxe letale. poți să înțelegi că România funcționează cu taxe letale, deci taxe care omoară om. De fapt, cu asta cei de la ANAF își fac uh, un, un, mare de serviciu pe bani, europeani, uh, pe bani europeni. Cu această știre care ne face puțin să zâmbim ca să vedem că de, că unei e mare deșteptăciune și mare prostie am putea spune, Mulțumim de atenție, nu ne întâlnim mâine seară, colegii mei au filmări și pe această cale cu siguranță le dau o întâlnire cei care vor fi la filmări mâine, într-un loc de aici, din, din județul Jiului de sus. Și noi ne întâlnim luni seara de la aceeași oră. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!